tare, dragi prieteni! Sunt aici cu prietena mea, Lisa. Stai să-mi filmez așa. Sunt cu prietena mea, Lisa. Și am zis să facem și noi un vlog așa mai singură. Mi se pare ceva? Or, așa este. Dar am zis să facem și noi aici un vlog. Mișc camera. Un pic. Dar nu știu cine face semnizana. Facem aici un vlog. Se aude mixerul, trebuie să merg să văd. Cred că face mama o prăjitură. Hai să vedem. Mama, faci prăjitură? Da. Pe bune? Da. Doamne! Dar de ce ai venit la bucătărie și n-ai stat înăuntru la desene? Păi am făcut și un vlog și am auzit mixerul. Păi și ce trebuie să facem acum? Să-mi filmez aici cum facem prăjitura. Cine ne filmează? Eu. Păi filmează tu, pentru că eu am treabă. Ok, o să filmez eu. O să opresc un pic filmarea ca să... Lasă că te filmez eu. Și mai vorbească cu prietenii tăi. Ca să... opresc în filmare ca să întorc și eu camera. Deci ieși în mama, fac eu prăjitură! Hai, mami! Opresc un pic mixerul, dar să te bag. Hai, de zi, mami! Hai că nu pot să țin mult așa, că mi se mai fac spumă. Și cum o să se numește prăjitura? Ci... Cum se numește prăjitura? Nu știu cum se numește prăjitura, prietena bună de văzut. Pentru că eu mă grăbesc, sănătate. Eu mă grăbesc pentru că nu pot sta. Să băgăm sare aici. Da, pune puțină sare. Un pic am gata, trebuie să vedem aici bine. Prieteni, noi revenim după ce facem aluatul pentru blat și vedem cu ce cremă o să-l umplem și ce vrea Alina să mai pună în el. Nu este o rețetă la lume. Vreau dacă facem blatul mare, dacă facem mai ori, vreau să punem Kinder în el. O să punem ce vrei. Bine, facem o prăjitură după preferința ta. Prietene! Prietene, cum se face? Mami, ești aici un aluat de casă? Da. Ok, dar mami, câtă făină vă? Toată făina din casă. Nu, dar îmi pui așa câte puțin, câte puțin. Da, câte puțin tu vrei? Da. Ok, mami. O să fac cum zici tu. A, uite așa, mami. Cum așa? Tu mi-ai mai zis să bag un pic. Și-o pun un pic. A, dar tu vrei să-i fac așa? Păi da, că mi-o bagi prea așa și mi-o pică la fund și rămâne nefăcut. Așa. Da. Ok, o să... Albinuța, hărnicuța. Băgăm tot ca astfel. Stai, mami, gata, lasă-mă pe mine. Ok, dacă poți să vii, să arăți pe acolo. Ia tu telefonul și arată tu, mami. Păi, ia, dă-mi cu-o. Nu, dar așa trebuie să-mi vii mai sus. Dar dă la mine, ca să arăt acolo. Te cădea. Acolo, așa. Așa, mami, eu te zic pe mama. Ia, uite aici, așa. Arată bine, foarte bine. Du-te să te speli. Nu pot să cred, nu știu să dorm un aluat. Mai ai până înveți? Încă ești micuță? Ia. Ai doar 6 anișori. Am doar și fac 7 anișori. Da, mami. Deci, prieteni, urmează la cuptor. Ia uitați, prieteni, aluatul. Îl punem la cuptor. Ce? Să nu dai cu el jos? Cum să dau mami cu el jos? E primul aluat, primul blat. Da. Revenim. Deci trebuie să o dizolvăm foarte, foarte bine frișca, nu? Da, trebuie bătută bine. Nu a fost cu minte. Da, nu a fost cu minte. Aceasta este crema albine. Albinei? Nu să vă spun că este crema cu coradă.
da, este cremă cumpărată, dar noi am făcut-o din zahăr, din lapte și din ce mai? Și cam atât. Da, și am băgat și două linguri de margarină. Da, ca să... să fie mai greu. Da. Aici am scos și noi blatul de la cuptor. Acum ce-i faci, mami? Încerc să-l... tai. Tai. Da. După să punem frișca și noi frumos, o să fie foarte frumos. Să punem Kinder Bueno pe el, să punem Raffaello. Și o să fie decorat foarte, foarte frumos. Gata, prieteni, revenim. Da. Acum punem frișca pe ea, nu? Da, stai să mai însiropesc puțin, am însiropat eu așa în mare cu lingura. Acum... am terminat, prieteni, nu am stat atât de mult în vlog să vă arătăm cum îl fac, cum îl fac. Doamnele, știu cum se face și cum se umple un blat. Nu am eu treabă să dau acum sfaturi sau să fac o rețetă. Pur și simplu am făcut o prăjitură pentru Albina. Dar, mami, după ce termin cu cocosul, vreau eu să pun Kinderul așa frumos și... ce bine asta arată. Pot? Da, mami. Aia cu... totuși, seamănă frumos. Da. Super de frumos, adică seamănă aici o buză. Da, da. Eu o să vreau. O să le pun eu cum vreau? Da. Da, tu să decorezi cum vrei tu. Aia, dar mi-e frică să nu cad. Ce să scadă? Nu așa. Ia fă-i un zâmbet. Cum un zâmbet? Ia fă-i un om, ha? Sau pune-le așa. Și un zâmbet. Așa, mai avem două cuburi. Și cu astea ce facem? Le mâncăm. Nu, nu, le pui tot acolo. Așa? De Albina. Unde să punem? Ia să vedem cum arată. Așa arată. Prieten, o să-l bag la rece pentru câteva ore și o să revenim când o să fie gata. Da. Cu rezultate, să vedem cum va fi. Da. Hai să tăiem, pun și tu mâna. Să vedem dacă taie. Hai că taie. Gata, bravo, Alina. Gata, dacă stau cocosul de pe ea. Dă-mi mie să te ajut. Uite. Aici avem și pe unică, vine în goa. Andreea. Trebuie să tai o felie mai mare. Salutări, prieteni, salutări, prietenul Alina. Să fiți sănătoși, să vă ajute Dumnezeu. Așa, să-i întorc o limba, să ducem la bunicuța mea. Mă, nu puteți, mă rog, Albina. Ce era să fac? Ia, dați-mi, prieten, să vă uitați cum este în interior. Așa arată. Da, tu, da, în grea. Mami, să dau și lui bunicu. Să-i dăm și mie o lingurită de prieteni, cam atât a fost cu vlogul acesta. Să vă abonați la canalul Albina de la Sriha. Să ne urmăriți în continuu. Și cam atât a fost cu vlogul acesta. Și așa este rețeta noastră. Atât a mai rămas din tort. Da, o să vedeți și voi pe videoclip. La revedere.